Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule ministru, stimate colege, stimați colegi. Asistăm împreună la un nou act din comedia tristă pusă cu succes în scenă de noul PNL, sau mai degrabă vechiul PDL extins, cu care ne-a amuzat în ultimul timp opoziția în încercările sale nearticulate și spasmatice de a veni la putere cu orice preț. Situația ar fi comică dacă nu ar fi tragică pentru un partid care, în loc să vină la masa discuțiilor pentru proiecte care vizează viitorul românilor, se ține de moțiuni simple care, dincolo de stilul pamfletar și bufonic, nu au substanță și nu țin cont de realitățile economice din România sau din Uniunea Europeană. După ce PNL a lansat un program de guvernare pe genunchi, care a stârnit chiar și iritarea și ironia propriilor membri din cauza amatorismului cu care a fost redactat, astăzi colegii noștri din opoziție au venit în fața românilor cu o moțiune simplă în domeniul fondurilor europene. Domeniul în care eșecul guvernării PDL, astăzi camuflată fără succes în PNL, este de notorietate. Aflăm din basmul cu feți frumoși, numit pe nedrept moțiune simplă, că așa zisele cifre reale ale absorpției fondurilor europene nu ar fi de 53%, ci după calculele specialiștilor PNL, de doar 47,3% și că fiecare procent contează. Mergând pe această logică, vă întreb cum ar fi trebuit să privim performanța extraordinară, de altfel, a guvernării PDL de absorpție a fondurilor europene de cât? De 7%. Dacă fiecare procent reprezintă, după calculele PNL, circa 170 de milioane de euro care pot fi folosite în economie, sănătate sau învățământ, ar trebui să îi întrebăm pe colegii din opoziție cam cât a adus în plus guvernul Ponta României, ridicând acest procent ridicol de 7% al guvernării PDL la 36% în iunie 2014 și la peste 53% în februarie 2015. Iar pentru corecta informare, trebuie totuși să restabilim adevărul. În primele două luni ale anului în curs, României au fost rambursate fonduri de 565 milioane de euro. Mi se pare cel puțin ridicol să îi critici pe alții că nu au făcut destul atunci când propria neputință stă ca mărturie pentru istorie a celei mai proaste guvernări de după Revoluție. Epistola PNL, cu pretenții de moțiune simplă, continuă apoi pe același ton de lamentatio dolorem, întrebându-se ce o să se întâmple dacă nu reușim să îmbunătățim rata de absorpție pe fonduri europene. Pentru a răspunde la povești cu feți frumoși și fete Morgana, pe care moțiunea le propune, am putea spune că distinșii noștri colegi din opoziție se află în situația din povestea cu drobul de sare. Însă noi îi asigurăm că vom face tot ce ne stă în putință ca România să nu se mai afle în situația jenantă din 2012, când nu numai că aveam o rată de absorpție de 7%, ci toate programele europene erau blocate. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, cum inspirat le scria marele poet Eminescu criticilor săi. Și cred că moțiunea simplă depusă de PNL este o formă de a critica doar de dragul de a face un exercițiu de imagine. Sigur, e și asta o opțiune. Țin să le amintesc colegilor liberali că prin fariseismul de care dau dovadă riscă să creeze prejudicii majore României, așa cum s-a întâmplat de altfel și în 2012, când toate programele de finanțare europeană erau blocate în urma guvernării dezastruoase a PDL. Practic 98% din finanțarea alocată României era blocată. Când eram împreună în USL, am lucrat împreună cu liberalii tocmai pentru a debloca aceste programe. Acum, aceiași liberali și-au dat mâna cu democrat-liberalii, adică exact cu cei care poartă responsabilitatea acelui grad de absorpție ridicol înregistrat până în primăvara anului 2012, riscând astfel să genereze noi blocaje.
Când este vorba despre proiecte importante, cum a fost dezbaterea pe noul cod fiscal, implicarea colegilor din opoziție a fost strălucitoare, dar prin absență, refuzând până și participarea la prezentările făcute de ministrul de finanțe în diferite comisii parlamentare. Parcurcând conținutul moțiunii simple depuse de colegii PNL, am observat că, după ce contestă cifrele publice ale guvernului Ponta privind rata de absorpție a fondurilor europene, ni se spune că acestea au fost umflate cu contractele de la transporturi pentru care actuala guvernare a reușit să le obțină de la Comisia Europeană sau de la Banca Europeană de Investiții. Dincolo de manipularea agresivă a acestor date, cred că e de preferat să reușești să aduci aminte, să aduci anumite sume în infrastructură în comparație cu performanța unuia dintre semnatarii și autorii acestei moțiuni, un coleg liberal care pe vremea când era ministru al transporturilor a reușit un procent istoric de absorpție a fondurilor europene, dar de doar 0,06%. De altfel, domnul ministru argumenta această cifră performantă pentru România, de altfel, fie prin moștenirea grea primită de la un fost ministru pedelist, astăzi colegul lui de partid în PNL-ul Dodoloț, fie prin reticența Bruxellesului de a acorda sume importante. Stimate colegi, stimați colegi, cei care astăzi încearcă să ne ofere lecții privind absorpția fondurilor europene sunt aceiași care au reușit să blocheze aceste fonduri pentru România. Performanța guvernării PDL, camuflată astăzi în PNL, vorbesc de la sine pentru demagogia unor oameni cărora astăzi cifrele guvernării Ponta li se par prea mici și chiar nesatisfăcătoare. Dacă ne raportăm la cifrele obținute de miniștri precum Anca Boagiu, 0,02%, Radu Berceanu, 0,08%, domnul Orban, 0,06%. Rezultatele prezentate de opoziție pentru actuala guvernare pot să ni se pară de-a dreptul uriașe. În comparație cu guvernările precedente, putem spune că actualul executiv a obținut rezultate remarcabile de altfel. Sigur că fiecare dintre noi și-ar dori îmbunătățirea acestor performanțe și că suntem încă departe de alte state europene, dar ar trebui ca opoziția să vină cu soluții concrete și constructive, dincolo de retorica politicianistă, a cărei țintă este doar venirea la guvernare fără a avea și un proiect viabil. Țin să le amintesc semnatarilor acestei moțiuni simple câteva dintre realizările actualei guvernări în domeniul fondurilor europene. De la preluarea guvernării am crescut rata de absorpție a fondurilor europene de peste 7 ori. România a atras 1,7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană ca rambursări în primele 6 luni ale anului 2014. Cea mai mare sumă pe care a reușit să o absorbă în economie în primele 6 luni ale unui an de când am aderat la Uniunea Europeană. Am adus peste 4 miliarde de euro în țară în doar 2 ani de zile. Am restabilit fluxul de plăți pe 5 programe operaționale blocate din cauza neregulilor înregistrate în perioada 2010-2011, perioada de guvernare a PDL-ului, stimați colegi și stimate colege. Am obținut un an suplimentar pentru absorpția fondurilor UE. Am accelerat absorpția fondurilor europene prin crearea unei structuri centrale, Ministerul Fondurilor Europene, și prin simplificarea și unificarea cadrului legislativ. Am asigurat continuitate în finanțarea programelor prin alocarea temporară a unor sume din veniturile din privatizare, în scopul onorării cererilor de plată și rambursării cheltuielilor eligibile. Am elaborat ghidul de bune practici și evitarea a principalelor riscuri în achizițiile publice dedicat autorităților de management și beneficiarilor. Am angajat experți privați în domeniu pentru a evita pierderea de fonduri europene și chiar astăzi este la vot în fața dumneavoastră un proiect important care să asigure o mai bună salarizare celor care se ocupă de atragerea de fonduri europene în România. Consider că moțiunea simplă depusă azi în Parlament de colegii noștri din opoziție a fost alcătuită cu aceeași grabă și lipsă de profesionalism ca și recentul program de guvernare lansat de domnul Predoiu. Fac un apel la foștii colegi din proiectul USL să-și aducă aminte de promisiunile pe care le-au făcut oamenilor când au fost aleși în Parlament pe același program de guvernare ca și noi și pe care noi nu l-am
abandonat. România are nevoie de unitate pe proiecte majore, iar românii așteaptă de la noi să ne facem datoria cu seriozitate și să găsim împreună cele mai bune soluții pentru țară. Pamfletul prezentat astăzi, cu multă indulgență drept moțiune simplă, este o dovadă de neseriozitate și de spirit ludic din partea unor artiști cu valențe de trubaduri care vor cu orice preț să acceadă la putere și mai puțin să găsească soluții pentru problemele românilor. Epistola penelistă este un bun exemplu ca să vedem de ce nu avem în România o colaborare reală între forțele politice, așa cum este în Germania, că se tot dă exemplu Germania. Nici măcar pe temele de interes major național, așa cum este tema fondurilor europene, liberalii vechi și noi nu pot lăsa deoparte gargara politică și pofta de putere să recunoască progresele care s-au făcut în acest domeniu important pentru România și să putem purta o discuție civilizată despre ce putem să facem pe viitor, astfel încât să găsim cele mai bune soluții pentru problemele românilor. Din păcate, și această moțiune se confirmă a fi o erată. PSD cu siguranță va vota împotrivă. Vă mulțumesc!